Noroc, prieteni, bună seara! Astăzi încercăm un experiment tehnic, moral, etic, politic, economic, de care vreți. Jurnalistic, da, azi e ziua libertății presiei, dacă nu greșesc. Azi presa e liberă. Liber să fac și vrea. Despre asta e sărbătoarea, mă ating, nu sunt sigur. Astăzi avem ocazia să discutăm live cu candidatul la primărie Chișinău, Andrei Năstase. Cine a auzit de Andrei Năstase, cine nu a auzit de Andrei Năstase, Andrei Năstase, liderul platformei DA, Andrei Năstase, născut în Buricul Pământului, cum el zice, la Telenești. Mai multe detalii, bineînțeles, o să aflăm chiar de la el. Eu nu am gândit acest interviu ca un interviu exclusiv despre primărie, pentru că, în primul rând, e prima dată când dau să vorbesc live cu Andrei Năstase. În a doilea rând, cred că sunt multe alte subiecte curioase care vă interesează și pe voi. Pentru asta există rubrica comentarii. Nu promit, dar promit, pe la final de emisiune, să citesc cele mai hi-hi-ha-ha din ele invitatului nostru, participantului la interviu. Un alt aspect pe care ar trebui să-l cunoașteți despre acest interviu e că el este cât se poate de subiectiv. Eu, săptămâna viitoare, am mai programat interviuri cu Ion Ceban, cu Valeriu Munteanu de la Pelea. Voi aici n-ați venit pentru obiectivitate. Bun, în linii generale, da, dar subiectiv va fi pentru că eu sunt filtrul la TED și eu am selectat întrebările și neprofesionalismul meu jurnalistic îmi va permite sau mă lasă să adresez prostiile pe care le adresez și așa mai departe. Și a să iasă din asta încă nu știu, fie că și o discuție plină de emoții, fie că va fi o discuție care va transforma lumea sau nu, urmează să vedem împreună. M-aș bucura tare mult dacă ne-ați dărui câte un like, câte un share la acest video să ne vadă, să ne audă mai multă lume. Gata, s-a terminat Champions League-ul, de-am ajunge să vă uitați atâta la Zarea Bălți, Dacia Chișinău. Hai să ne uităm la Andrei Năstase cum răspunde la o serie de întrebări. Și dacă voi aveți întrebări, respectiv, aruncați-le mai jos în comentarii. Dacă mă vedeți rășchirat, e cu iertare tot asta, pentru că am ecran în fața mea, tot felul de linii care indic sunetul și cum eu am capacitatea de a mă dezorienta foarte repede, apoi să știți, cocaină pe aproape nu-i și tare greu mă concentrez. Dar, bear with me, stați alături, da? Bun, asta am stabilit, Andrei Năstase este cu noi live, am ușit noi sărim în ferestrui și încercăm să avem o discuție. Se aude, se vede bine, da? Am ușit să ne conectăm și cu Andrei Năstase, el și prin Facebook call. La fel m-aș bucura să-mi spuneți dacă se aude sau se vede bine, rău. Ok. 420 de oameni. Știți ce înseamnă cifra 420? Asta nu cifra, asta număr. Bun. Andrei, noroc și bună seara. Tu pe noi ne auzi, ne vezi? Bună seara. Hristos a înviat, Andrei. Da. Da. Aud, dă bine. Auzi, auzi, asculți, dar rezolvi vorba poetului? Când o să am penița, credeți-mă, o să rezolv mai mult decât am făcut până acum. Andrei, bună seara. Noi trebuie să spunem celor care ne urmăresc că am convenit cu tine să ne tutuim în timpul interviului. Da? Sigur că da. Nu, am făcut un apel, dacă vă amintiți, într-o emisiune televizată. Și am spus la toată lumea că asta este ceea ce îmi place mie, să mă tutuiesc cu toată lumea. Ok, să fiu tutuit. Numai o secundă, Viorica, dacă nu ți-este greu, pe un share de pagina mea la lumina lui Andrei Bolocan. Mulțumesc, dragă, mulțumesc frumos. Share pe pagina lui Andrei Năstase. Asta e o onoare, o onoare. Domnul Andrei Năstase, sau Andrei, cum am convenit noi. Da. Noi personal nu ne cunoaștem, am discutat de vreo câteva ori prin Chișinău, ne-am văzut pe coridoare când încă lucram la Jurnal TV, acum am discutat făcând probele acestui live. Poate există un om din acei câteva sute care ne urmăresc acum, care nu-l cunoaște pe Andrei Năstase. 30 de secunde. Esența lui Andrei Năstase. Cine este el, de unde el vine și ce vrea el să facă în viață? Un om dintre oameni venit la Mândrește, niște oameni de calitate, vin din două viți, una Năstase, alta Mustea, cred că îi cunoașteți și pe unii și pe alții, sunt mândru de rădăcinile mele. Am făcut tot ce mi-a stat în putere în viața asta ca să fiu alături de cei dragi mie. Mi-am făcut o familie. Atunci când părea viața mai bună, mi-am dat seama că am de toate, dar n-am o țară în care să vreau să trăiesc, în care să mă simt bine alături de oameni, alături de apropiații mei.
atunci am făcut ceea ce poate n-au reușit să fac înaintașii mei, poate că. Am ieșit la proteste, iată, astăzi sunt primit 3 ani de zile din momentul în care a făcut acel mare protest, data de 3 ani, am oprit. O să ajungem și acolo, puțin mai târziu. 15. Vreau să ajungem puțin mai târziu acolo, ca să nu trădăm secretul. Tu mă auzi bine, Andrei? Aud bine, da, aud bine, dar probabil este o mică diferență de timp. Este o întârziere. Ca să evităm această întârziere, va trebui să convenim că atunci când terminăm o întrebare sau un răspuns, pe bun îl terminăm. Sau spunem ca în engleză, over, over, prium. Și atunci noi știm că transmitem semnalul. Andrei, să ajungem un pic mai târziu la protest. Eu deci te-am întrebat cine tu ești, ce vrei tu să faci în viață, pentru că eu am ascultat un fragment de interviu la Natalia Morariu la TV8. Cred că a fost chiar în seara zilei când ai anunțat candidatura ta la primărie. Pe 5 martie, nu? Dacă nu greșesc. Și ai spus un lucru care, nu știu, eu n-am făcut politică în viața mea, dar mie mi s-a părut el o leacă riscant. Tu ai spus că eu nu mă văd ca un om politic, dar mai mult mă văd ca un cetățean cu spirit civic activ, sau ca să citez exact, esența mea nu este de politician, esența mea e de cetățean activ care se implică când vede o nedreptate. Andrei, am o mică rugăminte. Da. Avem cineva la mine, nu mai deschid ușa ca să intre în casă și vin. Hai. Asta e farmecul. Hai, Andrei, dar nu pleca departe. Ok. Prietene, că asta e farmecul interviurilor ad hoc de pe internetul. Super, pur și simplu. Tu zai să vii la televiziune și să încerci să faci așa ceva. Andrei, gata? Ai reușit? Am venit. Așa de aproape e ușa de unde stai tu? Ok. Nu, dar asta este purul adevăr. Purul adevăr, pentru că eu sunt avocat de meserie, am considerat în permanență că vocația mea este de apărător a drepturilor omului, este de activist civic, este de cel care sare la nevoie atunci când este nevoie de ajutorul meu. Eu când am auzit acest răspuns... Da, spune. Spune, ai ajuns în politică? Într-un fel, chiar nevrând să fac acest lucru, dar pentru că așa au fost circumstanțele, n-am mai avut încotro. Oamenii au cerut în stradă să facem un partid politic de alternativă, l-am făcut exact într-un termen de care l-am promis, am spus că în 3 luni de zile vom face acest partid politic, o alternativă politică la toată clasa politică pudră de coruptă și la acea zisă, așa zisă opoziție parlamentară. Și de asta am spus că eu sunt de esență altceva decât politician. Acum, ajuns aici, în politică, prefer să ajung într-o bună zi să se spună despre mine că sunt un bun om politic și mai puțin să se vorbească ca de un oarecare politician. Cam asta era. Ok, păi e curios că apare un om în fața noastră, să zicem că noi îl cunoaștem, îl susținem sau nu, poate nu îl cunoaștem deloc, și apare un om în fața noastră care se vrea politician, dar ne spune că a făcut-o nu din voia lui în primul rând, dar pentru că au cerut oamenii. Ok, ai parte de un suport public, dar când stăm să ne gândim, și acum eu vreau să ajungem la protestul din 3 mai 2015, Andrei Năstase, pe 3 mai 2015, nu era politician. Andrei Năstase era acel activist civic. Și acel protest din 2015 a oprit, dacă nu greșesc, niște delapidări, a oprit alte spălări de miliarde de lei, sau l-a oprit pe Gaborici să mai scrie garanții de stat. Și atunci Andrei Năstase a făcut asta ca activist civic. Dar Andrei Năstase, politicianul, cu ce se poate lăuda? Pentru că odată devenind politician, tu vrei să fii numit de oameni un om politic, iscusit, de succes, dar... Ce a făcut Andrei Năstase după asta? Pentru că, iarăși, eu reamintesc celor care ne urmăresc. Opinia mea pur subiectivă e că în Moldova se pot face multe lucruri încă. Eu nu vreau să spun mult mai multe, dar destul de multe, fiind pe partea civică și nu în politică deocamdată. Da. Hai să revenim, ca să nu scape întrebarea mea. Cu ce se poate lăuda Andrei Năstase politicianul versus Andrei Năstase activistul civic? În primul rând, n-aș face versus, nu ar fi niciun fel de controversă dintre politicianul și activistul civic. Eu am rămas un inveterat activist civic, eu am rămas un inveterat avocat, un apărător al drepturilor omului și am continuat și de pe poziția de implicat politic, un apărător al drepturilor omului.
Ați vorbit despre, sau ai vorbit despre 3 mai 2015, atunci când l-au oprit, într-adevăr, l-au oprit pe Gabori să mai semneze o garanție de stat, iar după asta a urmat cum să raportul zic eu, Kroll 1. Raportul Kroll a fost... Nu, asta a fost un fel de, da, lor le-a ajuns cuțitul la os și au zis, dă să-i bucurăm pe oameni cu un raport de 40 de pagini în engleză. Da, să le ungem ochii sau să le, așa, și apoi au căzut niște capete care și așa trebuiau să cadă, pentru că, știi, s-a întâmplat și cu Drăguțanu, apoi a venit procurorul general, deci s-au întâmplat niște lucruri, oricum ar fi, lăsând asta într-o parte, în 13 septembrie, după ce noi am făcut, tot ce ne-a stat în puteri ca așa zisă guvernare pro-europeană să o ia pe calea dreaptă, să o ia pe calea integrării europene, pe calea reformelor, pe calea democratizării țării, pe calea edificării unui stat de drept, a bunii guvernanță, așa mai departe, am văzut că nu iese nimic și atunci, pe 13 septembrie, oamenii au spus, oameni buni, voi spuneți jos Dodon, jos Plahotniuc, jos Ghimcu, jos Filat, dar cine alegem noi? Și atunci, sigur că eforturile mele au fost îndreptate către oameni care au făcut politică. Nu am să le dau numele acum, l-am spus în spațiu public și nici nu este cazul și nici momentul acum să vorbesc despre asta. M-am adresat la mai multă lume să facă ei o alternativă politică. Toată lumea atunci a spus că nu, nu, nu și eu atunci am zis ce trebuie de făcut, ce ar trebui să fac? Să-mi iau și eu valiza să plec? Nu. Și am rămas, am luat un grup din acel grup civic al platformei civice Demnitate și Adevăr, împreună cu 6-7 colegi de-ai mei, am spus, facem alternativa politică. Și iată, exact în 3 luni de zile, până la 13 decembrie, până la primul nostru congres de constituire a platformei Demnitate și Adevăr ca și entitate politică, am edificat acest partid și am devenit președinte de partid. Ce am făcut după asta? Știți prea bine dumneavoastră și toată lumea, am inițiat un referendum, am încercat să inițiem un referendum cu privire la modificarea Constituției sub cele 3-4 aspecte. Alegerea și demiterea președintelui, imunitatea, numărul de deputați. E iarăși, după presiunea, sub presiunea celor 405.000 de semnături începute a fi strânse, rețineți, începute a fi strânse în perioada civică și continuate a fi strânse sau terminat strângerea lor în perioada politică, am determinat guvernarea să producă aceste alegeri prezidențiale, adică dintre poporul. Ce am mai făcut atunci în calitate de președinte de partid sau în calitate de om politic, dacă vreți? Am spus că avem nevoie de un candidat comun. Dacă vă amintiți, exact pe data de 4 martie, la 2 ore distanță, după ce Curtea Constituțională a decis că avem alegeri, să avem alegeri prezidențiale, multă lume spune că am greșit atunci când am făcut acest apel. Eu zic că nu. Pentru că în viață trebuie să faci gesturi mari, gesturi frumoase, ca mai apoi să obții și rezultate bune pentru oamenii din jurul tău, pentru poporul tău, dacă nu este prea mult spus. Andrei. La 4 martie am făcut acel apel, poate o să vină timpul când cineva o să vorbească despre asta, și am spus că noi avem nevoie de un singur candidat al forțelor pro-europene, anti-oligarhice, democratice. Am spus acest lucru și n-am spus-o cu gândul că neapărat trebuie să fiu eu acela. Nu. Am spus, unul dintre noi, sau de ce nu, poate unul din afara noastră mai bun decât noi. A durat cât a durat, până la urmă cunoaște toată lumea, pe data de 11 octombrie am venit cu acea ofertă, ca la data de 15 octombrie, exact de ziua mamei mele, să mă retrag din cursă, să susțin un candidat al forțelor pro-europene, anti-oligarhice democratice, pe doamna Maia Sandu, și am susținut-o nu doar prin vorbă, dar prin activitatea mea plenară de dimineață până seară în acea campanie electorală. Andrei, dacă vreți, pot să vă mai spun și alte lucruri. Eu, asta putem să o facem, dar asta îți durează mult. Noi, la fiecare lucru enumerat mai sus, eu bineînțeles sunt în stare să găsesc și câte o parte adversă a medaliei. Eu personal, și poate unii din cei care ne urmăresc ca să mă susțină sau nu, eu personal văd riscuri foarte mari odată cu intrarea platformei DA sau odată cu devenirea platformei DA unui partid. Riscuri de la asocierea cu Renato și cu Dodon, care chiar pentru oamenii care nu susțin, dar pentru oamenii care aud că există cineva care luptă împotriva lui Plahotniuc, dar se asociază cu cineva ca Dodon și cu Renato, chiar pe atunci, 2015-2016, când încă nu era tare vizibilă această relație de dragoste dintre doi bărbați de același sex. Dar pornind de la această chestie, pe urmă, terminând cu întârzierea
declarații că da, totuși o susții pe Maia Sandu și te retragi din luptă. Eu nu știu, poate asta era o strategie convenită între PAS și platforma, da. Dar terminând cu toate asta, mie îmi pare că devenirea sau transformarea platformei civice într-un partid politic a fost una, în primul rând, făcută foarte devreme, în al doilea rând, cu foarte mari riscuri. Eu nu cred că Andrei Năstase, activistul civic, aveți și așa de tare îngropat de mass media lui Plahotniuc cum e amu. Și eu cred că tu ești gata să recunoști că tu vrei, nu vrei, ești atins de asta. În primul rând, pornind la faptul că ei au atins familia ta, terminând cu postările zilnice pe care le fac, știrile trucate, mai mult sau mai puțin. Și mai este un aspect foarte interesant despre care se vorbește des, dar se vorbește slab, pentru că încă nu sunt poate suficiente probe sau nu sunt suficiente, poate nu sunt suficiente probe. Asocierea ta cu Victor și Viorel Țopa, care îți sunt prieteni, tu ești în relație de prietenie cu ei, da? Dacă am înțeles, corect. Mult decât prietenii, ei au fost clienții mei. Acum nu mai sunt clienții tăi și am înțeles. Eu, unul dintre ei, vorbesc de Victor Țopa, chiar este nașul meu de economie. Nu a ascuns-o nimeni. Asta, holdingul face senzații că, Doamne ferește, ce au făcut, au ajuns, au găsit casă pe la Batcomburi, pe care nu le am. Deci, Andrei, dar dacă putem să revenim puțin mai înainte sau să revenim la ceea ce ai spus. Vreau să aduc în discuție câteva aspecte. Ce s-ar fi întâmplat cu Polonia dacă solidaritatea, spre exemplu, nu ar fi mers în politică? Am pus întrebarea, dar ce s-ar fi întâmplat în Franța dacă atunci când lua naștere sau atunci când se amplifica un curent fascist, atunci au dat mâna toți? Eu te înțeleg perfect. Andrei, uite, noi putem să dăm exemplul Navalnei, da? Care tot de el, dacă nu greșesc, vreo 3-4 ani a fost în domeniul activismului civic cu fond Bărbâți da. Corupției. Și mie îmi pare că 3-4 ani un termen destul de bun, el a reușit să îndrăgostească mulți oameni de dânsul și ai văzut bețele în roate care i s-au băgat în Rusia, acolo o leacă maștabul e diferit de ce aici se întâmplă în Moldova, dar el continuă să facă lucruri bune pe domeniul activismului civic. Andrei, vreau să te opresc, să ne oprim puțin aici, pentru că este un domeniu pe care eu, cum să spun eu, vreau să ne înțelegem clar. Pentru mine, personal, pentru că mi-a adus în discuții persoana mea, că sunt lovit zilnic, că am fost, cum ai spus, pisat sau nu știu cum ai spus, pisat de hod, nu știu cum e. Da, ceva de gen. Deci, mai puțin contează. Dacă nu eram eu, era altcineva pe care l-ar fi persecutat regimul. Pentru mine e important, nu de pe ce palier sau pe cu ce mijloace, nu că cu ce mijloace, dar de pe ce postură vin să fac lucruri bune pentru societatea din care fac eu parte. Dar dacă Navalny n-a reușit în 3 sau în 4 sau în 5 ani, n-a reușit nici Nemțov și nici alții împreună, iar noi în aproape un an de zile, din 2015 până în 2016, cât era în octombrie, hai să zicem aproape un an și jumătate, eram foarte, foarte aproape să scoatem din captivitate o instituție, președinția. Ce ar fi fost rău în asta? Absolut nimic. Trebuie să-ți dau dreptate. Probabil, dacă nu aș fi făcut acel partid politic care îți cerea oamenii, probabil că aș fi avut, altfel m-ar fi văzut oamenii pentru prezidențiale. Poate că eu personal aș fi avut o șansă în plus să vin să candidez eu. Iată, vine cineva de palier civic. Dar în joc era, eu am pus pe balanță, era propria mea carieră, era propriul meu viitor și pe de altă parte era țara din care eu fac parte sau societatea din care fac eu parte, care sutierea și se ducea în prăpastie, pur și simplu. Andrei? Eu așa am judecat. Eu am judecat din perspectiva interesului personal și interesului public și eu am pus pe balanță sau am pus mai multă greutate, mai mult preț sau mai mult importanță am dat interesului public. S-ar putea ca peste ani cineva să spună, domnule, ai greșit, trebuia să pui preț mai mult pe interesul personal, să ajungi să iei puterea și având deja puterea luată să faci anumite lucruri. Poate că, nu știu. Eu încă nu reușesc să citesc comentariile, nu știu cât sunt de acord oamenii cu mine sau nu, dar îți spun, personal, ultra subiectiv din punctul meu de vedere, dacă e să ne asociem cu o mișcare, sau e ca să zicem, Arena Națională se construiește la Stăuceni și o platformă civică spune, ieșiți la protest oameni buni, că nu-ți poate să fur milioane, să faci SRL peste noapte, să îmbogățești Damir cu Bratvaua, eu aș ieși la protest. Dar nu la un protest organizat sau moderat, managuit de un partid politic. Înțelegi?
Pentru că mult mai tare să mă feriez de un partid politic decât de un grup de activiști. Știi care e marea problemă? Și aici mă surprinzi. Mă surprinzi, nu ai să super dacă o să spun că mă surprinzi. Te rog, te rog. Eu o să acoper la montaj. Nu, glumesc. Spune. Nu. Eu te știu ca pe un om care te bați, care te lupți. Iată, eu am văzut zilele trecute și am rămas plăcut surprins de faptul că mi-ai dedicat sau mi-ai dedicat două emisiuni atunci când eu am fost linșat, practic, mediatic, de holding-ul Placotiuc. Da, Andrei, vreau să fim onești la asta. Eu nu ți-am dedicat emisiuni. Eu am făcut emisiuni despre nedreptățile lor jurnalistice. Nu, înțeleg, dar eu am luat-o ca pe niște dedicații, pentru că nu oricine beneficiază de chestii din astea. Iată, mi-ai luat apărarea, nu că mi-ai luat apărarea, se puțin ai luat apărarea deontologiei jurnalistice mai degrabă decât sau lipsa de deontologie, ai reacționat la lipsa de deontologie jurnalistică. Și nu e așa că nu ți-a mai păsat că eu sunt sau nu sunt politician, sunt într-un partid sau altul. Iată, eu nu mi-am pus problema, chiar nu mi-am pus problema niciodată. Dom'le, să ies la protest împotriva furtului miliardului, ies numai dacă este platformă civică, dar dacă ies în platforma politică, nu ies la protest împotriva miliardului furat. No, uite, cred că asta e o diferență între noi, pentru că dacă pe mine mă anunță Dodon și cu Renato Usate că ei se alătură la protestul meu anti-oligarhic, eu nu vreau să mă asociez cu dânși. Înțelegi? Ce faci? Stop, ce faci? Stai, dă-mi voie să mă gândesc, dar sigur nu vreau să mă asociez cu dânși. Pentru că eu vreau să-ți spun, Andrei, aici lasă-mă, te rog, că e foarte important. Și oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Platforma civică Demnitate și Adevăr n-a dispărut de la proteste. Știu că există, da. A început protestele și l-a terminat. La un mic moment, pe data de 21 ianuarie, un forum civic de la care n-au lipsit, dar repet, n-au lipsit cele mai valoroase personalități, dacă pot spune așa, ale vieții noastre culturale, politice, sociale și așa mai departe, care au decis în unanimitate. Nu mai contează culoarea politică, nu mai contează absolut nimic, suntem obligați să ne opunem instaurării lui Plahotniuc ca prim-ministru. Da? Decizia de a protesta împreună cu alte partide, noi nu eram partid, rețineți, noi nu eram partid, la data de 21 ianuarie noi încă nu eram partid, noi eram societate civilă, okay. Noi am fost înregistrați pe data de 23 februarie 2016. Maia Sandu era cu partidul, dacă nu greșesc, da, okay? Da. Maia Sandu era cu partidul atunci. Nu era. Cum nu? Andrei, asta e mare problemă. Oamenii vorbesc fără ca să intre. Dacă ne ducem să vedem cronologia, mii de scuze. Registrată mai târziu. Da. Deci, ceea ce am vrut să spun, decizia de a protesta împreună toți la oaltă, societatea civilă, partide politice și așa mai departe, nu ne-a aparținut mie. Dar eu personal, ce ar fi trebuit să fac? Să-mi iau valiza și spun nu. Au ieșit Dodon și cu Usată în stradă și noi știm foarte bine că Dodon a ieșit contra cost, contra un milion pe săptămână și ar trebui să spun oamenilor, oameni buni, ei ne-au furat de ardele, ei ne-au transformat țara într-o spălătorie mafiei rusești, dar eu zic să ne retragem din piață pentru că au ieșit Dodon și cu Usată împreună cu un segment sau cu două segmente sociale sau politice, cum vreți, reprezentate de ei. Eu am rămas alături de oameni și am spus că trebuie să mă bat până la capăt. Și dacă bine știți, eu am rămas și la 24 aprilie, când Dodon s-a dus să facă floriile. Vă amintiți, nu? Am rămas și după asta și n-am lipsit nici de la un protest al societății civile sau al platformei deja în calitate de partid politic. Am înțeles. Eu la asta... Putem să discutăm? Da, nu, eu știu că noi despre asta putem să discutăm mult. La asta se poate găsit iarăși încă un revers al medaliei, gen... Și dacă Partidul Democrat într-o bună zi o să sărbătorească Ziua Europei. Andrei Năstase, pro-europeanu, nu o să se alăture Partidului Democrat să sărbătorească Ziua Europei? Nu, repet, eu n-am ieșit la... Știți care e diferența dintre mine și mulți, dar mulți din Republica asta... Eu n-am ieșit în stradă pentru a dansa pe acolo, nici ziua cu tare. Eu am ieșit să protestez împotriva furtului, împotriva sărăciei, împotriva corupției.
N-am ce ieși cu, nici cu Plahotniuc și nici cu, cu nimeni să mă duc să sărbătoresc Ziua Europei. Dacă vreau să sărbătoresc Ziua Europei sau, nu știu, Ziua Independenței sau... Am înțeles. Iată acum, data de 10 o să mai fie o zi importantă. Eu o sărbătoresc fără ca să mă asociez cu cineva. Însă atunci când ai de confruntat un regim, iar regimul lui Plahotniuc nu este departe de un regim comunist sau de unul fascist, crede-mă pe mine. La ceea ce face Plahotniuc în secolul 21, nu vreau să, sigur, păstrând proporțiile. Știu foarte bine ce atrocitățile făcute de, de cele două regimuri, dar cum își bate el joc de populația asta, genocidul social la care o supune, nu, nu e departe de ceea ce au făcut celelalte regimuri. Dar Andrei, să nu comparăm lucrurile. Deci, eu, când vorbim de sărbătoare, nu putem să o comparăm cu un protest. Și repet, am înțeles. Eu vorbeam despre lună. Da. A aparținut forului civic din 21 ianuarie. Și eu vă invit, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a face un apel către toți criticii mei. Știți că este o poezie foarte frumoasă, criticilor mei. Să le fac tuturor o invitație să deschidă internetul, să găsească decizia forului civic din data de 21 ianuarie 2016. Andrei, noi dăm crezare că această decizie a fost una democratică, mai multe persoane au decis asta, am înțeles. Eu doar am vorbit despre riscuri. Hai să sumarizăm acest subiect de activism plus politică, activism versus politică. Hai să trecem, ai pomenit mai devreme despre viitorul tău în politică, hai să vorbim despre viitorul apropiat. Alegerile pentru primăria Chișinău. Pe 20 mai, Andrei Năstase va fi cu numărul... Ce număr ai în buletin? Deocamdată 2. 2, deocamdată, dar și se mai schimbă parcurs sau cum? Păi, dar uitați-vă că eu am făcut un lucru pe care până la mine, scuzat în fi lipsa de modestie poate de data asta, dar până la mine nu l-a mai făcut nimeni. Și atunci când purtam numărul 4 în buletinul de vot, m-am retras din cursă și apoi acel număr 4 a fost ocupat de altcineva, de asta eu spun. De eu ce înțeleg. Nu poate să se retrage cineva și nu mai fi numărul 2, știți? Dă-mi două nume de oameni care crezi că ar putea să se retragă în favoarea lui Andrei Năstase. Nu cred că se va retrage cineva. Mm-hmm. Cu toate că, cu toate că dreapta e foarte prezent, adică aripi în partea dreaptă stare multe. În partea stângă așa e un fel de Regina Apostolova, care e mama Elenii Hrenova și, sau tata, dacă nu greșesc, și Ion Ceban. Nu, asta nu e glumă, Andrei, serios. Dacă nu greșesc, Andrei, stângă nu stare mulți. Totul e relativ în Republica Moldova, au ajuns să fie relativ și culorile. A, nu, eu sunt de acord. Mie tot îmi pare rău că eu spun stânga și dreapta, pentru că socialiștii stă ce vrei numai nu stânga, ei stă ce vrei numai nu socialiști. La fel ca și Partidul Democrat, care își zice de dreapta, dacă vă uitați atent în retorica lor, ei spun de dreapta. Dacă te uiți în statut, scrie că-s de stânga. Ei vor să fure și dintr-o parte și din alta, de obicei. Asta e bun, asta e bun. Andrei, revenind la primărie, am înțeles că dreapta nu are un candidat comun, asta e destul de trist, îngrijorător. Am auzit că, de exemplu, Punu spunea că ar susține pe Maia Sandu dacă te-ai retrage tu și ar candida Maia Sandu. Au fost mai multe... Dacă ar participa Maia Sandu, probabil ar fi spus că m-ar fi susținut pe mine dacă candidam eu și nu doamna Sandu. Andrei, tu vezi primăria, stai că eu n-am terminat. Am nevoie de o mică dacă îmi permiți o mică precizare. Da. În primul rând, dreapta adevărată, dreapta pro-europeană, reprezentată în Republica Moldova, de partidele popular-europene, de partidele care fac parte din familia populară-europeană, sunt unite. Vorbesc aici de Platforma de Unitate și Adevăr, poate cel mai rapid acceptat în familia populară-europeană partid din lumea asta, din Europa, probabil, trebuie să verific statisticile. Partidul Acțiune și Solidaritate condus de doamna Sandu, Partidul Liberal-Democrat din Moldova, și-au unit eforturile, și-au unit forțele. A spune astăzi că nu avem un candidat comun este o greșeală. Acum, eforturile noastre din prezidențiale de a determina și pe alții să se retragă în favoarea unui candidat comun, le cunoaștem cu ce s-au terminat. Acum, noi nu ne irosim prea mult eforturile, pentru ne concentrăm
pe grijile oamenilor, pe problemele lor, mergem să comunicăm cu ei, mergem să le ducem programul, să ne demonstrăm că avem o echipă, că avem sprijinul celor din interior, celor din România și celor din Europa. Curând o să mă văd și cu oamenii peste ocean, vom putea spune și atunci că avem sprijinul probabil și a celor de peste ocean. Andrei, cu această ofertă mergem la oameni. Ok, am înțeles, și cu programul electoral, la care să ajungem puțin mai târziu. Dar Andrei Năstase merge la primăria Chișinău ca să adune credit pentru platformă, pentru partid, sau Andrei Năstase merge la primăria Chișinău ca să rămână acolo? Mie doar mi-e curios, ce se întâmplă dacă platforma are locuri în Parlament la toamnă? Andrei Năstase devine deputat, rămâne în primărie, ce se întâmplă? Trebuie să vorbim foarte, foarte clar. Nu pe achipuite și așa mai departe. Eu am spus foarte clar, vin pentru acest mandat, vin pentru un următor mandat de 4 ani și în momentul în care voi face lucruri bune pentru oraș, în momentul în care voi avea sprijinul orășenilor, de ce nu pot să rămân pentru al treilea mandat? Da? Acum, cât privește parlamentarele, voi face împreună cu colegii mei de la Platforma DA, cu cei de la PAS, cu cei de la PRDM, de ce nu și cu societatea civilă activă, vă faci tot posibilul ca o garnitură de oameni serioși, oameni competenți, oameni calitativi, oameni integri, profesioniști, să ajungă și în Parlamentul Republicii Moldova, iar de acolo în executiv. Iar dacă mă întrebați ce fac după un an de zile de mandat la primărie, vă spun imediat, fără niciun fel de ezitare, mă voi bate în continuare pentru un al doilea mandat complet, pentru a-mi duce la bun sfârșit toate proiectele inițiate în acest an de mandat. Acum și ajungem și acolo. Stai că e un punct interesant. Voi ești candidați ca un bloc electoral în toamnă, da? Păi da, despre asta s-a vorbit deja. Noi avem, avem un acord însemnat cu Partidul Acțiunii și Solidaritate. Noi suntem într-o colaborare bună, am spus, în cadrul Familiei Populare Europene. Vom merge pe liste comune, vom merge... Doar Platforma și PAS sau și PLDM? Cred că am o mică problemă, Andrei. Numai o secundă, vă rog, pentru că cineva n-a înțeles. M-au auzit bine? Eu aud foarte bine, da. Nu știu dacă cei care ne urmăresc aude bine. Nu, foarte bine înseamnă că pur și simplu n-am să răspund. Da. Probabil trebuia să setez ceva ca să nu mă sune. Da. Trebuie distance cellular network, da, cred că... Pretârziu. Da, deci vom merge într-un bloc sau într-o alianță, să vedem cum o să o numim, Vă dau un sfat gratuit. Alianțele nu sună gine în Moldova. Alianțele în Moldova nu prea au mers. Ultimele 14 alianțe nu prea au mers. Asta e... Acum, repet, mai puțin contează cum le numim sau cum le definim. Contează ce vrem să facem. Și noi ne-am propus... Andrei, s-a întâmplat ceva cu microfonul. Te-ai pus ceva la microfon? Că se aude mult mai prost decât se auzea. 1-2, 1-2? Hai, ok, continuă. Da, pui puțin mai înădușit sunetul, dar continuă, hai. Nu, eu de încet. Dar sper că ok, s-a schimbat alea calitatea. Am înțeles. Bun, deci mergeți la toamnă într-un bloc comun. Încă nu știți dacă PLDM-ul o să fie pe listă împreună cu voi, da? Nu, pe listele noastre vor fi tot ce înseamnă calitate, tot ce înseamnă integritate, tot ce înseamnă profesionalism. Am stabilit împreună cu colegii noștri că vom avea niște criterii de selecție, care bazează pe meritocrație, integritate, profesionalism, capacitatea de a rezista în fața oricărui ispite, și mai știm despre ce tipuri de ispite este vorba, și atunci ne propunem să avem o garnitură foarte bună pentru legislativ, dar să o să reflectăm și în executiv. Ok, am înțeles. Andrei, eu am deschis programul electoral pentru primărie, el are 32 de pagini, recunosc, nu l-am citit pe tot, dar din start m-am ciocnit cu niște detalii destul de futuriste, curajoase și am vrut să întreb dacă Andrei Năstase e la curent, pentru că eu din câte am citit, programul a fost întocmit de membrii a platformei, de societatea civilă,
Dacă Andrei Năstase e la curent cu toate măsurile futuriste care sunt scrise acolo. Eu de ce spun futuriste? Pentru că noi am mai avut un primar cu 3 mandate aproape, Dorin Chirtoacă, care a promis asta și multe din lucrurile astea nu s-au întâmplat. De la tichetare electronică până la un orar al curselor, al rutelor de transport public și așa mai departe. Andrei Năstase are un plan de la alte orașe, are primari și administrații publică din alte țări care să-l ajute. Andrei Năstase are aici specialiști de administrație publică care să-l ajute. Da. În primul rând, rugămintea ar fi să le explicați tuturor ce înseamnă futurist, ca să nu se confunde. Andrei, scuze, dar în continuare se aude prost. Tu sigur n-ai pus nimic la microfon, că există o distorsiune la sunet. Ne-a intrat un telefon. Acum se aude mult mai bine. Vezi că tu ai pus-o pe ceva. Înseamnă că tu ai pus-o pe suprafață moale sau ceva genul. Acum se aude mult mai bine. Iată, acum cred că am apăsat pe cameră și s-a reluat calitatea bună, da? Da, acum e perfect. Haideți ca să fie clar. În primul rând, când vorbiți de etichet, da? Sau de etichetare electronică, când vorbim despre un etichet unic chiar, ne gândim să o facem așa cum se întâmplă în străinătate. Când ne gândim, la toți ați spus lucruri parcă venite undeva din viitor. Păi, trebuie să știți că astea nu sunt venite din viitor. Dacă aceste lucruri s-au realizat la Oradea, spre exemplu, sau s-au realizat în domeniul transportului la Cluj. Când ați fost ultima oară la Cluj? Acum o lună jumate. Ah, super. Dar am băut alcool și nu țin minte. Poftim? Am băut alcool, nu țin minte tare multe. Data viitoare... Eu sper că v-ați luat tichet înainte de a urca în da. Transportul. Andrei, dar stai puțin, nu, eu sunt nevoit să te opresc, tu vorbești de Oradea și Cluj, orașe dintr-o țară Uniunii Europene. Cluj, care recent a devenit un hub al companiilor internaționale care și-au deschis acolo sedii. Eu exact. Nu cred că este tocmai potrivit comparația cu Chișinău. Ba da, Andrei, ba da. De ce? Este exact ceea ce îmi doresc să transpun la Chișinău. Iată de ce... Dacă ați văzut dumneavoastră și oamenii care ne privesc acum, primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am decis să candidez la primăria Chișinău a fost să merg la primarii de bună calitate din România. Urma, din păcate, am intrat deja în campanie electorală și n-am mai continuat, dar urma să merg și la Barcelona, la Paris și la Bruxelles, dar am spus că o să o fac deja după ce câștig mandatul de primar. Am fost la Suceava, am fost la Oradea, am fost la Cluj, am comunicat cu oamenii de la Alba Iulia, care au reușit în 6 ani de zile, un city manager de acolo a reușit să absoarbă 400 de milioane de dolari la o populație de 78.000 de locuitori. Acum, sigur că da, nu ne va fi atât de ușor ca și lor, care sunt în Uniunea Europeană, dar... Dacă vom prelua bunele practici de acolo, buna guvernanță de acolo, proiectele de succes. Când vorbești dumneavoastră sau când vorbești, Andrei, despre hub-urile care au fost create la Cluj, spuneți-mi, vă rog, haideți să ne întrebăm unul pe altul ce ne-a încurcat nouă celor de la Chișinău să creăm asemenea hub-uri. Vreau să vă spun că un om foarte și foarte bun, unul, Alexandru Machedon, el face deja asemenea lucruri. El a făcut o academie exact pe principiile care se practică la Cluj. Știți ce s-a întâmplat? Ce am constatat la Cluj? Că nici până astăzi Clujul nu este înfrățit. Vorbesc acum la nivelul Consiliului Județean și Consiliul Municipal. Nu a fost înfrățit. Iar dacă era înfrățit, se putea de creat un cadru normativ, un cadru logistic, un cadru foarte bun pentru colaborare bună și de creare a unor hub-uri. Da? Deci lucrurile astea sunt atât de realizabile. Important este... Andrei, eu vorbesc... Da. Important este să-ți faci o echipă bună. Să nu te bazezi doar pe tine, să nu te bazezi doar pe colegul tău din clasa a 4-a, a 8-a sau care între timp a fost în Italia și a furat biciclete și tu l-ai pus acolo șef la administrația transporturilor. Păi iată, dumneavoastră ați pomenit două aspecte. Despre echipă, am înțeles, am auzit doar de Alexandru Machedon. Deocamdată. Acum să vă mai întreb, să-mi enumerați măcar 3 oameni și competențele lor care v-ar ajuta la primărie.
Dar, în afară de asta, pur și simplu vrem să fim clari. Noi când vorbim de Cluj și Oradea și companii internaționale care au venit acolo, ele n-au venit acolo pentru că erau înfrățite orașele. Există aspectul corupției, există aspectul instabilității politice, economice și așa mai departe, care în Moldova, în general, e unul destul de dureros pentru companiile internaționale. Ori trebuie să drujești bine cu puterea și să dai atcaturi, ori sunt companii care nici nu percep asta ca pe parte din business plan. Revenind, nu, revenind la echipă, domnul Anastasie, sau Andrei, ai pornit să-mi spui dumneavoastră, dar noi la început am convenit să ne tutuim. Trecem. Am ușa să ne spunem Coriș, Carivan, Pațancic. Andrei, cine mai este în echipa platformei care să te susțină la primărie și care sunt calitățile care crezi că te-ar ajuta în managementul administrației publice locale? Ia că Alexandru Macedon, e manager, da, am înțeles. Da, e un bun manager. Noi putem să vorbim și n-am să vorbesc de oameni care deocamdată n-ar fi vrut să-și divulge, cum să spun eu, să se arate în spațiu public, pentru că ar fi fost atacați așa cum am luat-o noi. Dar am să vă aduc în discuție pe Liviu Vov. Liviu Vov, care toată lumea știe că este un activist civic, este vicepreședinte al platformei, dar mai puțin lumea știa că el este un foarte bun arhitect. Și recomandările nu vin de la mine ca și președinte al platformei, da, dar vin de la oameni din domeniul arhitecturii, din țară și din străinătate. Acum, putem vorbi despre Iurie Tesa, care se ocupă de rețele inginerești. Iată, mi-a întrebat două, trei persoane și ne-a spus două, trei persoane. Pot să mergem mai departe, putem să mergem la Alexandru Scusa, care este un bun economist și un om foarte priceput în finanțe. Un om care a dezghiocat acum recent 3-4 scheme care demonstrează că dacă încetăm să gestionăm în halul în care se gestionează astăzi patrimoniul municipal și mă refer acum la terenuri, la bunurile imobile, sigur că vom dubla, poate de dublat, în câțiva ani, poate de dublat bugetul municipal. Dar Andrei, vreau să vă spun o chestie. Știți de ce vin investitorii? Da, este adevărat. În Republica Moldova, cu justiția aflată undeva la subsolul clasamentului, este mult mai dificil să-ți atragi investitori. Ceea ce trebuie să facem este să credibilizăm primăria. Trebuie să eliminăm haosul și corupția sau practicile de corupție din cadrul primăriei, să o credibilizăm astfel încât să ne atragem creditare ieftină, dacă vrei. Asta o altă sursă de... Ajungând la acest aspect și la scheme, chiar în primele pagini, a doua pagină, dacă nu greșesc, a platformei, scrie așa un rând acolo: scoaterea capitalei din captivitatea mafiotă. Da. După mine, asta e poetic, puternic, dar asta e apșoară. Ce înseamnă captivitatea mafiotă a Chișinăului? Care sunt acele scheme de corupție, top 3 sau top 15, care țin Chișinăul în captivitate de octopus, sau cum se mai cheamă? Au venit niște colegi de-a mei din România și îmi vorbeau despre rechini imobiliari și le spuneam: oameni buni, dacă noi vorbim despre rechini imobiliari, nu toată lumea o să înțeleagă ce înseamnă asta. Dar dacă noi o să-i explicăm oamenilor că există la nivelul primăriei niște grupări care și-au făcut o modă din a se adresa primăriei Chișinău, Consiliului Chișinău, tot ce înseamnă administrația municipală, și a cere în arendă, m-ați întrebat o schemă, a cere în arendă un teren, un imobil, așa-i? Uh-huh. Dar după o anumită perioadă de timp să construiască pe acel teren pe baza unor certificate de urbanism și a unei autorizații de construcție eliberate obscur, să construiască un imobil. Iar apoi să privatizeze acel imobil la bani de nimic. Vă dau un exemplu doar. Păi... La strada Albișoara, Da, dar cum o să lupte Andrei Năstase cu asta, neavând suportul juridic, politic? E ca chirtoacă. De ce credeți că nu are suportul juridic? Vă îndemn să citiți articolul 15 din legea 136 din 2016. Ia încercați să vedeți acolo cum primarul Chișinăului își poate face o echipă din pretori, o echipă din viceprimari. El poate numi șef de direcție, șef de instituții. Deci, de ce credeți că nu poate? Își poate face o echipă. Păi e că Chirtoacă l-a avut în echipă pe Grozavu și Chirtoacă nici nu știe, cum se cheamă, nu știe mâna și face gura, sau cum se cheamă vorba așa. Grozavu semna autorizații, dar Chirtoacă nu știe despre asta. Andrei, hai să fim serioși. Acum vorbim despre mine, nu vorbim despre Chirtoacă și despre Grozavu. Eu n-am de gând acolo să-mi aduc niște penali ca Grozavu, care într-o bună zi,
ca să scap ei de pușcărie, să facă pe jur pe mine, așa cum a făcut grozavă pe, cum îl cheamă, pe chirtoacă. Andrei, eu când vorbeam de suport, ce mai fost acolo? Când vorbeam de suport juridic... Andrei, da. Eu nu vin la primărie ca să-mi fac o firmă offshore care să închei contracte, indiferent legale sau ilegale, să închei contracte de creare a locurilor de parcare. Nu, eu vreau să fac licitații publice. Eu vreau să fac licitații publice cu companii. Mă tem că interne mai puțin sunt capabile să facă ceea ce vreau eu, să sporească oferta de parcări publice, mai ales ecologice. Andrei, dar voi face licitații publice. Amu Gamrețchi să judecă cu curtea de apel, dacă nu greșesc, să reintre în funcție. Da? Și că devine Andrei Năstase primar și apare unul de al de Gamrețchi. Eu sunt sigur că DNA-ul lui tare, adică DNA-ului, celula asta, molecula asta de Gamrețchi e tare răspândită printre moldoveni. Și-a mai deschide altă o firmă în Cipru și-a participat el la licitația publică organizată democratic, cinstit, deschis de Andrei Năstase. Și pe urmă Andrei Năstase a să vrei să-l demită din funcție, dar Gamrețchi iară să judeci și iară să restabilească. Ce face Andrei Năstase în aceste condiții? Lăsați-mă că chiar aici chiar mă descurc, chiar mă duce capul să citesc legea, chiar știu, pentru că am fost avocat de meserie și am să am grijă ca indivizi ca Gamrețchi să stea pe tușă. Indiferent ce o să facă justiția lui Plahotniuc. Eu am capacitatea să judic sau să discern între bine și rău. Sigur că da, nu voi face epurări politice, nu voi face epurări pe alte criterii, dar acolo unde văd că mi se bagă pe deasâla un penal, o să-l las să-și vadă de treabă, nu e nicio problemă. Și apoi să nu uităm un lucru. Avem o perioadă de un an de zile. Știm foarte bine cum propaganda lui Plahotniuc, holdingurile, vorbesc, domnule, dar ce o să facă ăsta? N-are consiliu, n-are putare. Ei, nu. După un an de zile, eu am certitudinea că după ce ne vom conjuga eforturile, la toamnă Plahotniuc va trebui să-și pornească motoarele și să plece. Credeți-mă că așa va fi. Eu nici nu pot spun dacă sper sau cred, după mine sunt foarte multe condiționalități de satisfăcut sau foarte multe condiții de satisfăcut, foarte multe chestii de bifat ca asta să se întâmple. Eu vreau să mai vorbesc de un aspect al candidaturii lui Andrei Năstase sau al vieții politice lui Andrei Năstase, că Andrei Năstase candidează la primărie și am auzit de niște oameni, unul specialist în inginerie, altul e manager bun, dar mie mi se pare foarte important aspectul de comunicare a unui politician sau a unui primar. Da. Și că pe aspectul de comunicare, prima și am văzut eu la Andrei Năstase, asta a fost conferința de presă, prima, în care, da, au fost emoții, asta se iartă, toți suntem oameni, după care a apărut spotul electoral care ne anunță pe noi că Andrei Năstase este... într-o chipare a speranței, oamenii au speranță și actele Andrei Năstase speranța oamenilor. Maia Sandu ne anunță pe noi că trebuie să votăm pe Andrei Năstase, dar noi suntem doar forțele anti-oligarhi și pro-europene, adică restul nu contează. Eu credem că un primar trebuie să fie pentru toată lumea. Și amu, pe lângă toate astea, sloganul ne slovește în față. Nu, eu vreau doar să enumer câteva aspecte, Andrei. Uniți pentru Chișinău, reușim împreună. Voi aveți un om pe comunicare în partid. Andrei. Pentru că ce aici am enumerat eu demonstrează că nu-i tare competent activitatea Andrei. Acelui om. Andrei, eu m-aș ruga de tine și de cei care ne privesc. Eu nu știu dacă urmărești, eu nu știu cum stau lucrurile, se pun întrebări, suntem înjurați. Eu sunt jurat. Poftim? Eu sunt jurat, tu nu, tot e regulă. Ne urmăresc 1000 de oameni și avem 390 de comentarii. Fantastic, eu cred că e bine, nu? Și Ivan Teacă a scris, numai hoț, bleați. E ca așa. Eu nu știu la cine s-a referit. Nu, sunt multe comentarii, Andrei. Să încercăm să facem timp la urmă să citim unul din ele. Așadar. Foarte bine, Andrei. Acum, hai să facem o chestie. Vreau să spun un lucru foarte, foarte simplu. Într-un interviu, mi-a intrat ceva în casă. Într-un interviu eu am făcut odată o afirmație, dacă ți-amintești. Noi facem istorie, nu doar politică. Îți amintești o asemenea afirmație? Da, dar asta iarăși sunt scrie în catalogul de afirmații metafore și poeti și... Nu, îți spun asta ca să înțelegi. Astăzi, unul din sloganele unuia dintre candidați spune că el face istorie. Când ne-am lansat noi,
Noi am vorbit despre, am spus că, domnule, astăzi capitala, mâine întreaga țară. La două ore distanță, Vania Cioban și-a postat pe Facebook. Astăzi capitala, mâine întreaga țară. Noi am scos, cum se cheamă, corturile într-o campanie de informare. Corturile noastre era curățenie capitală. N-a trecut nici 3 ore, Silvia Radu a ieșit să ne facă curățenie lună. E bine, trebuie să recunosc. Trebuie să recunosc. Eu nu am banii nici al lui Dodon, nici al lui Plahotniuc, nici al lui Ghimpu, nici al lui Șor, ca să îmi fac campanii așa cum își fac ei, cu slogane, cu billboard-uri multe. Nu. Eu am modesta mea contribuție, modesta contribuție a oamenilor care mai vin și mai donează câte un ban, modesta contribuție din cum se cheamă, din cotizații și nemodestă, chiar destul de consistentă contribuție a lui Alexandru Macedon în această campanie, dar care probabil nu este atât de foarte, foarte bună pentru a identifica cele mai bune sloganuri. Din punctul meu de vedere, uniți pentru Chișinău, reușim împreună, nu este deloc rău, pentru că noi vorbim despre unitatea noastră ca și societate întregătoare. Noi vorbim despre unitatea noastră ca și forțe emergente. Noi vorbim despre unitatea noastră... Iaca aici și ne oprim. Dacă suntem uniți pentru Chișinău și reușim împreună, de ce în spotul electoral sunt invitați să-l susțină pe Andrei Năstase doar forțele anti-oligarh și doar toată lumea trebuie să fie invitată? Andrei Năstase trebuie să fie votat de toată lumea. De ce în spot deodată sunt... Deși susținătorii lui Ceban... Nu, Andrei, stați puțin. Păi așa se spune în spot. Maia Sandu așa spune în spot. Invităm forțele anti-oligarh și pro-europene să-l susțină pe Andrei Năstase. Da. Păi nu ați spus dumneavoastră și noi ne-am invitat. Acum, de asta ce ați vrea să facem? Ca noi fiecare zi tot batem la ușă, băieți, veniți și ne susțineți. Eu aș vrea candidatul la primărie și orice om politic să vrei să fie susținut de toată lumea. Să vină să confrunte un Vadim Ungureanu care îi pune stickeri pe toalet sau postere, să-l confrunte direct, să confrunte susținătorul lui Ceban și spună: salut, om frumos la chip și la suflet. Vreau să fiu primarul și a tău, inclusiv. Eu în asta am văzut un soi de separare. Iaca noi asim gașca asta. Iaca pe noi aiștia să ne susțină. Câți ori și atâția om și azi. Și cât pe grupul adoptă un vot pe Facebook, e bine. Azi și mai mulți și mai bine. Azi și mai puțini, nu știm ce să facem la toamnă. Andrei, hai să fim foarte, foarte clar. În ce mă privește personal, dar credeți-mă că această atitudine este și a doamnei Maia Sandu și a tuturor celor care ne susțin, suntem foarte și foarte inclusiviști sau inclusivi, cum place acum. Da? Am spus că suntem deschiși pentru toată lumea. Personal mă cunoști probabil din ceea ce sunt. Eu nu mi-afișez neapărat aici nici identitatea națională, nu-mi leg cordele pe aici, nu-mi pun cercei de o anumită culoare în ulei. Nu. Eu vreau prin ceea ce fac să-mi apropii obiective comune tuturor cetățenilor ăștia. Să trăim mai bine, să trăim în democrație, să trăim în stat de drept, în economie, cu salarii bune, cu familiile acasă, alături de copii și de nevastă. Cam asta e ceea ce îmi doresc eu aici și nu undeva prin străinătăți. Dar acum... Hai că am spus același cuvânt. Andrei, acum copiii și nevasta nu sunt în Moldova, nu? Nu, dragă, nu. La fel cum acum, în momentul în care vorbim noi, Sute de mii de familii sunt despărțite. Unii sunt în străinătate, în Europa, alții în Canada, alții în Rusia, iar unul dintre ei este acasă. Așa cum copiii mei sunt acum în Germania, stau cu nevastă mea, da? Fără un părinte lângă ei. Încă 160 de mii de copii stau fără un părinte lângă ei. Încă 50-60 de mii de copii stau fără ambii părinți lângă ei, Andrei. Nu stau de flori de cup, chiar crez. Frate, chiar crezi că mie mi-e ușor fără nevastă mea și fără copii aici? Sau crezi că lor nu e ușor să crească doi copii fără tată? Andrei, nici nouă la Montreal, nici copiilor nu le este ușor fără bunici. Eu cred că tu ai avut dreptate. Sute de mii de oameni care suferă de asta. Pentru asta mă bat eu, indiferent ce opțiune politică sau geopolitică au aceste familii, pe mine mă interesează ca noi cu toții să ne găsim un rost în viață aici acasă. Iată de ce am spus. Voi fi primarul nu doar a unioniștilor, voi fi și primarul unioniștilor, voi fi primarul nu doar a stataliștilor, voi fi și primarul stataliștilor, voi fi și primarul celor care vor integrare europeană,
Voi fi și primarul celor care nu vor integrare europeană, pentru că la primărie nu se face nici integrare, nici unire și nici altceva. La primărie se face administrație, se face creștere de calitatea vieții, se face bună guvernanță, se fac, dacă vrei, proiecte sociale, proiecte culturale, proiecte economice bune. De asta vreau să mă ocup eu. Deci Andrei Năstase, dacă lui Andrei Năstase îi se oferă un loc în Parlament după alegerile din toamnă, el decide să rămână la primărie, pentru că administrația publică e mai aproape. Andrei, e decis deja. Ok. Am înțeles. Revenim la platformă, Andrei, revenim la platformă. Eu vreau să arăt... Cum spune? Putem? Spune că n-am prins. Nu, zic, este decis. Deci eu, ca să fie clar, eu nu fac jocuri de, sau nu fac exerciții din astea de, știi cum, hai să încerc azi aici, mâine dincolo, mâine, poi mâine dincolo. Eu am o responsabilitate și vreau odată și odată la instituțiile statului sau la instituțiile publice să acceadă, în instituțiile publice să acceadă oameni care au responsabilitate. Oameni care odată și odată să spună, domnule, eu răspund pentru ceea ce fac. Eu vin la primărie și vreau să fac niște lucruri bune și să răspund pentru ele. Pentru că, deocamdată, în 27 de ani, nimeni în Republica asta n-a răspuns. Nici la primărie, nici la guvern, nici la parlament, ca să nu mai vorbesc în justiție sau în alte domenii. Andrei, vreau acum să sărim pe scurt la programul electoral. Vreau doar să mă asigur că cei care ne urmăresc să-l vadă. Ia hai să încercăm așa. Dar o clipă. Vă invit ca să-l vedeți pe pagina mea de Facebook. M-am bucurat când am văzut că ai 90 de followers. 90 de mii. 90 de mii. Da, dar Facebook-ul e mincinos, Andrei. Nu cred în cifră este. Facebook-ul e mincinos. El blochează posterile, el vrea să plătești Facebook-ului. Am ușa să discutăm despre asta. Vreau puțin să ne oprim la platformă, la platforma electorală, la pagina... Iertați-mă și care ne urmăresc ca să fie o leagă de flash în fața voastră. Pe pagina 7, minimul atins. Bun, aici zic că sunt multe rânduri care minim au atins. Dar e că, uite... Elementar, la pagina 7, la transportul modern, eficient și sigur, mobilitate și interconectare. La punctul 2, pagina 7, scrie așa, funcționarea transportului public în baza unui orar afișat și respectat, cu o frecvență optimă, inclusiv în baza unor tehnologii avansate. E că rândul ăsta, care se termină cu în baza unor tehnologii avansate, ne inspară o demonstrație foarte clară de apșoară. Cineva care a scris asta, bineînțeles că a muncit și s-a gândit, hai să ne gândim la transport, drumuri, nu știu ce, tehnologie avansată, nici punctul nu l-a pus, că era leni, cred că spune punctul. Iaca. Tehnologie avansată poate și orice, de la Tamagotchi, poți să te duci în satul Chiperceni, raionul Orhei, și să arăți un Tamagotchi, poate să le spară că e avansat, la fel în multe alte localități din lumea asta. Poate și tehnologie avansată, mașina lui Elon Musk. Amuie că ne asta ne interesant, Andrei Năstasie, managerul, comunicatorul, liderul din primărie, este conștient de tehnologiile avansate care urmează să fie implementate? Domnul Andrei, da. Dar de unde ai luat că un primar trebuie să le cunoască chiar pe toate, și de tehnologie avansate, și de dat cu sapa, și de duș de făcut curat la cimitir, cum o fac unii? Stai, domnule, eu am o echipă care se va pricepe. Cineva pe domeniul a ceea ce înseamnă transport public eficient, da? Sigur, confortabil, un specialist în domeniul rețelelor ingineriești. La urma urmei, ai și un specialist în domeniul tehnologiilor avansate de care vorbește Andrei. Am înțeles. Acum, ok. Important e să fii conștient, Andrei, că asemenea cuvinte scris în programul electoral. Și când te întreabă cineva sau când lumea șere dacă asta a fost îndeplinit sau nu, tu să știi despre ce e vorba. Pentru că mie îmi pare, eu nu cred că un primar trebuie să le cunoască pe toate, dar tu trebuie să ai pârghia la care să apelezi, la un specialist în domeniul X, Y, Z. Și eu vreau doar să fiu sigur că Andrei Năstase îi are pe acești specialiști la îndemână. Dar, dragul meu, și vreau să spun că, iată, pe domeniul ăsta, noi ne-am documentat, știți unde? Exact. Spune. La Cluj, exact la Oradea. Și am mai făcut ceva. Ne-am mai documentat în cartea lui Bloomberg, primarul de New York. Și credeți-mă că anume din aceste surse ne-am inspirat atunci când am făcut programul. Ne-am documentat și am discutat cu experți în această materie.
Eu n-aș, da, trebuie să recunosc aici și trebuie să vă dau dreptate. Dacă nu s-a pus punctul la sfârșit, mâine vom avea o discuție pe această temă și altă dată nu vom mai greși, pentru că limba română trebuie respectată, trebuie să o respectăm cu punct, cu virgulă și cu tot ce are ea. Dar, în ce privește tehnologia avansată, mi se pare o chestie absolut normală și nu văd de ce. Dacă asta e tot ce ați găsit în programul meu, No. Programul e lung, e 32 de pagini. Eu invit oamenii să intre pe... Hai să le citim pagină cu pagină. Nu acum, dar și încă o problemă. Tu spui că programul era la tine pe pagină. Eu am găsit pe pagina de Facebook anunțul că tu ai lansat programul electoral. Eu am căutat, elementare, că zic, un om care nu știe de Andrei Năstase intră pe Google și scrie Andrei Năstase. Și el știe ce găsește. El găsește Andrei Năstase președinte.md. Deci ăsta e site-ul lui Andrei Năstase și în continuare este site-ul de pe pagina ta de Facebook. Și că e o leacă de disonanță. Tu cauți acest politician care trebuie și Andrei Năstase, fie caz la primărie, poate mâine în Parlament, dar la dânsul pe site scrie Andrei Năstase președinte. Și platforma am găsit-o abia pe site-ul platforma.da.md la secțiunea noutăți și trebuie să o caut acolo în subsol. Da, anyway, am găsit-o, că eu sunt curios de fire și am găsit-o. Dar vreau să-ți mai citesc încă un rând, care iarăși e destul de amuzant după mine. Dar atenție, aici sunt multe cuvinte și e tare complicat. Eu cel puțin n-am înțeles ce scrie aici. Priorități, asta la capitolul bunăstare și dezvoltare economică durabilă. Crearea unui program de dezvoltare integrată a infrastructurii municipiului care va include proiectele, obiectivele și perioada, forma de implementare, factori care vor permite mediului de afaceri să-și planifice mai bine structura ofertelor și să asigure competitivitatea soluțiilor oferite. Voi cu programul ăsta mergeți la oameni de rând, nu? Andrei. Nu doar la oameni de rând, Andrei. Nu. Este o formulă. Da, este adevărat. Eu trebuie să spun cu mâna pe inimă că... am fi putut să fim mult mai accesibili în comunicare. Mersi. Cu siguranță. Recunosc, Andrei, dar eu nu vreau să mă duc nici în zona, nu știu cum se spune eu, în zona... Eu înțeleg, a populismului verbal, da, înțeleg, Andrei, dar uite, tu spui că tu vrei să fii mai accesibil, în același timp recunoști că în cazul dat pe platformă nu sunteți tare accesibili, dar pe de o parte platforma, da, ne vorbește nouă despre captivitate mafiotă și folosește epitete destul de greu, poate nu chiar așa de greu ca Valeriu Munteanu, dar în același timp platforma, da, e că au contactat niște oameni de prin ONG-uri, niște specialiști și au formulat această platformă. Da. Voi o transmiteți oamenilor de rând, voi mergeți prin curți, la Trușeni, mergeți prin suburbii și eu n-am nici o facultate în spate, eu citesc asta și e greu să înțeleg, sunt oameni care probabil nici n-ajung la pagina 8 sau cât e asta, pagina 9. Da. Și mie asta mi-e curios, voi cum îi cuceriți pe oameni? Prin creditul politic al lui Andrei Năstase, care a fost activist civic și a adunat mii de oameni în piață? Nu doar prin creditul politic al lui Andrei Năstase, dar și prin ceea ce înseamnă capacitatea lui Andrei Năstase de a-și edifica o echipă în jurul său. Pentru că de fiecare dată când am mers la oameni, n-am mers de unul singur. Am mers însoțit de Alexandru Slusar. Eu cred că îl cunoști pe Alexandru Slusar, un om de mare calitate. Nu am personal. Mers astăzi împreună cu domnul Pavlovski, care este fost judecător la CEDO. Am mers împreună cu Inga Grigoriu. Am mers cu arhitectul Liviu Vopc. Am mers cu Iuri Tesa, specialist în materie de rețele inginerești. Am mers împreună cu Alexandru Machedon, poate unul dintre cei mai buni specialiști în IT sau manager în domeniul IT. Iată, eu merg împreună cu ei. Iată, dacă vreți, nu doar cu creditul lui Andrei Năstase, că Doamne ferește, activistul civic sau cel care s-a bătut odată o grupare criminală să nu fure 200 de milioane în cazul Norma. Nu. Prin capacitatea de a face o echipă. Prin capacitatea de a avea, curajul, dacă vreți, da? De a se retrage, de a face anumite lucruri în interesul public, în interesul național, în interesul tuturor. Deci, toate luate în comun. Nu putem să vorbim doar despre faptul, domnule Năstase, acolo un om, activist civic și nu știu ce. Nu. Dacă ducem lucrurile așa în derizoriu, n-am rezolvat nimic. Iar cât privește programul nostru, Andrei, am o rugăminte la tine personal și la Elena Robu, pe care o respect, dar mi se pare că s-a grăbit cu aprecierile, probabil s-a bazat doar pe o sinteză a programului nostru și nu pe programul nostru, mai degrabă pe discursul meu de la
de la lansarea Da, programului ok. și a echipei, dar am o rugăminte. Încercați cumva să analizați aceste programe, punându-le unul lângă altul. Spre exemplu, a ieșit ăsta, cum îl cheamă, Ciobanu, să ne spună că noi am fi preluat de la el nu știu ce fel de idei. Păi, Ciobanu rămâne, pentru că, știi cum, Părerea mea, părerea mea în noi am avea general, un program, ăsta e un un punct program foarte, de foarte țară. curios. Eu în general cred că să învinuiești cineva de plagiere atunci când candidezi la o funcție publică e o prostie. Pentru că tu zici, noroc, bună ziua, mă cheamă Andrei Bolocan și vreau să fac ghinie la primărie. Noroc, mă cheamă Andrei Năstase, vreau să fac ghinie la primărie. Ambii sunt îndreptățiți, justificați și încurajați să vrea să facă ghinie la primărie. Eu cred că este ok să folosești frazele și, pentru că tu vrei să faci ghinie la primărie. Mai mult decât atât, scuze-mă, dar mai mult, noi avem, noi, dar noi ce am fi vrut să facem? Programul nostru doar e făcut pe prioritățile oamenilor. Tu când te duci la oameni, ce vrei să faci? Eu nu mă apuc acum Corect, am înțeles. să scot calea ferată din Chișinău sau să aduc submarinii pe bâc, cum o fac unii. Nu, eu m-am apucat să văd problema drumurilor, problema transporturilor, problema iluminatului public. Mă ocup de mediul ambient, mă ocup de apă, mă ocup de canalizare, mă ocup de lucrurile elementare ale oamenilor. Și ele corespund, în marea lor parte, o să le găsim și în programul meu, o să le găsim și în programul lui Ciobanu, și în programul lui Munteanu. Diferența însă este că eu n-am fost niciodată acolo, ei au avut posibilitatea, fiind consilieri, miniștri, au avut posibilitatea să demonstreze niște lucruri și n-au făcut-o. Eu, nefiind niciodată la putere, nefiind niciodată în administrația publică locală sau Nu, centrală, Andrei, dar tu ai avut o am funcție demonstrat că publică. banul public este Tu ai avut funcție tratat cu publică, nu? respect. Poftim? Tu ai avut funcție publică, dacă nu greșesc. Nu, am avut în perioada 97, după ce am terminat facultatea, până în Ok, 2000, bun, în dar... aprilie 2000, am lucrat la procuratură. Atât. Și în momentul în care am decis să mă căsătoresc, am spus, băi, dar nu poți trăiești cu 480 de lei pe lună. Ori te apuci să iei mită, ori te duci în altă parte. Și eu am hotărât să merg în altă parte, deși, ferimă, mi-ar fi plăcut să am o carieră de procuror, poate că astăzi altfel ar fi fost lucrurile în Republica Moldova. Andrei, noi am întrecut termenul de o oră, chiar dacă am convenit să vorbim o leacă mai puțin. Eu, din start, deja vreau să-ți mulțumesc, cu toate că nu mi-au rămas bun la final. De final, îți mulțumesc pentru că ai acceptat această invitație. O leacă e mai complicat decât la TV, nu sunt așa de bune condiții, nu e așa de confortabil, dar eu sper că lumea ne-a auzit și ne-a înțeles foarte bine. Eu, unul, am rămas cu o senzație încă neclară, eu încă mai am multe întrebări. Nu știu pe cât de competentă sunt eu ca jurnalist să continui să le adresez, dar sper că și obțin curiozitatea mea, mi-am satisfăcut-o în anumite domenii, dar zic, am rămas cu neclarități, pentru că eu îl văd acum pe Andrei Năstase, un om care a pornit din lumea activismului civic, un om care i-a arătat că se pricepe la asta și are parte de simpatie nebună a populației, un om care are parte de suport financiar, economic, corporatist, care poate fi pus sub lupă și discutat, un om care nu vrea să vină în politică, dar lumea îl susține să o facă și în același timp un om care ar putea sau ar vrea să fie și procuror, și deputat, dar și primar. Andrei, Nu, tu, eu aici nu-ți dau drept de replică, eu doar am spus și cred eu despre discuția noastră. Eu sunt sigur că oamenii au văzut diferit, pentru că noi avem ochi diferiți și așa mai departe. Dar îți dau drept de replică apropo de ce crezi tu despre această discuție și cu ce te-ai ales tu din ea. Asta nu este o replică. În primul rând, hai să-ți mulțumesc pentru această oportunitate de a mai avea o tribună. Pentru că se știe foarte bine și a avea o tribună în ziua presei libere. Ziua presei libere, pentru mine, nu este pur și simplu așa, ai spus o presa liberă sau ziua presei libere. Eu vin dintr-o familie de jurnaliști și știi foarte bine, pe data de 11 octombrie 2016 am lansat ideea unui fond al presei libere din Republica Moldova. Într-o discuție recentă cu cineva din România, cred că acest gând, acest obiectiv poate fi realizabil în cel mai apropiat timp, dacă autoritățile române vor pune umărul la acest lucru. Dar, legat de emisiunea asta, am văzut că a fost un reproș, când am intrat în emisiune, am văzut un reproș din partea cuiva că s-a întârziat cu emisiunea. Trebuie să-mi cer scuze pentru cei care te urmăresc, că eu am fost cel care am întârziat, a trebuit să merg la Ciorescu,
Și în drum spre casă a trebuit să vin cu 20-25 de minute mai târziu. Scuze pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Ceea ce faci este foarte important. Din păcate, probabil n-am reușit să te conving de faptul că chiar dacă suferim la capitolul comunicare, și aici recunosc că dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș avea mai multă forță, dacă aș avea mai mulți oameni care s-ar implica alături de mine, dar trebuie să știi că nu mulți au curajul să se implice alături de mine. Știi câți oameni au fost persecutați, au fost pisați doar pentru faptul că s-au declarat susținători ai platformei, pentru că au dat o donație, doar pentru faptul că au făcut o cotizație în plus. Andrei, De eu am asta oameni care mă susțin financiar la emisiunea Lumina și îmi scriu, te rog frumos să nu pomenești numele meu atunci când mulțumești patronilor. Eu cunosc această situație, pentru mine ea este destul de dureroasă și tristă și ea există. Da, eu nu știu dacă asta poate fi schimbat acum, imediat sau nu, dar, anyway, eu am vrut doar hai să spun. Dar am o rugăminte la tine, te rog. Atunci când se face afirmația că, iată, are un suport financiar care poate fi trecut sub lupă, am o întrebare și la tine și la toți cei care ne privesc. Dar oare chiar credeți că n-a fost trecut sub lupă? Dar oare chiar credeți că cei care astăzi tot în fiecare zi vorbesc despre la început 9 case și apoi 11. Astăzi la Ciorescu am auzit și de 14 case. Andrei, eu cred că tu, băgându-te în aceste ape tulburi, trebuie să fii pregătit nu numai de asta, dar de chestii mult mai grave. Adică. Andrei, dar eu sunt pregătit să ajung să am 30.000 de case, la fel cum au fost 30.000 de sirieni. N-am ce fel de probleme. Pusul sub Problema lupă este e că unul absolut normal pentru cineva care vrea să intre în politică. Eu și obțin mă consider un norocos că tu ai dedicat această oră și ceva pentru discuția cu mine, care nu este, pe departe nu este o discuție jurnalistică și exemplu de mostră de interviu electoral. Dar revenind, s-a întâmplat în 2016 când era campania electorală, am declarat pe pagina Lumina că eu o susțin pe Maia Sandu la președinție. Dar după dezbatere electorale care erau pe la TVM, pe la ProTV, eu veneam cu o analiză sau cu părerea mea despre ce a fost această discuție. Cu critici pentru Dodon, critici pentru Maia Sandu. Tare multă lume se înșerbăta că eu o criticam pe Maia Sandu. Ca și cum dacă am declarat că o susțin, nu pot să o critic. Eu dimpotrivă cred, pe cei care sunt mai dragi, mai apropiați, trebuie să-i critici cât mai tare, că tu vrei să fii mai buni. Așa că atâta timp cât Andrei Năstasia se bucure de critici și de lupe, fie că asta e ziarul de gardă, fie că asta sunt oglinzi stricate de la publica, Andrei Năstasia trebuie să fie bucuros că el are la și muncii. Andrei, cu siguranță așa este și dacă m-ai întrebat cu ce m-am ales din emisiunea de azi, cu foarte și foarte bune lecții. Pentru că urmează în zilele următoare, vor urma dezbateri. Dezbateri la Moldova 1, care știm a cui este, dezbateri la alte posturi de tele. Da, Andrei, este în buzunarul Plahotniuc și nu trebuie să mai căutăm acum explicații. Este în buzunarul la proxenetul ăsta. Acum, deci, pentru mine a fost o lecție foarte bună. Mi-a atras încă o dată atenție la modul defectuos de comunicare și mi-a dat un exemplu foarte bun. O frază foarte lungă care de mai puțin în lume va fi înțeleasă. Și eu va trebui de fiecare dată să mă duc să o tălmăcesc sau să tălmăcesc. De asta sau nu era punctul la sfârșit. Pentru mine, No. personal, să știi că eu am o mare problemă. Dacă cumva nu este o virgulă sau nu este un punct, asta mă marchează. Eu așa sunt eu. De asta să știi că a fost o lecție foarte bună. Pe alocuri ai fost răutăcios. Ai fost răutăcios, dar din păcate nu avem foarte mult timp ca să discutăm. Și eu aș vrea să vorbim cronologic, pe bază de cifre, pe bază de date, pe bază de fapte, cine ce a făcut, cine și cum a procedat. Spre exemplu, mie mi s-a reproșat de fiecare dată, domnule, ai protestat cu ăștia, cu Sate și cu Dodon. Domnule, Da. eu am protestat, rețineți, am protestat. Eu n-am împărțit parale cu dânșii, n-am furat miliardele, n-am spălat miliarde. Eu n-am stat să-i duc papușii lui Plahotniuc sau să-l rog cineva să-l facă prim-ministru. Nu, Deci eu am nu, protestat Andrei, nu. împreună cu toată societatea mea, indiferent care erau stegarii anumitor segmente sociale, frate. Asta este diferența dintre mine și Andrei. ei. Andrei, Eu am protestat. tu n-ai împărțit banul, dar revenind, dacă tot vrei să ne oprim la subiectul ăsta.
Viziunea mea, și presupun ca multor oameni, este că în asocierea cu Dodon și Usatăi, în acel caz, nu a însemnat că lumea a crezut, ei, ăsta în parte banii pentru protest. Nu. Aista s-a asociat cu cineva dubios. Înțelegi? Da. Și în asta e riscul politic. Andrei, eu am fost gata și rămân gata să-mi risc cariera mea dacă o treime din populația Republicii Moldova va trăi mult mai bine decât suferă astăzi. Eu, dacă și vreau să dau un exemplu, Andrei. Mă duc la Muncești, la Strada Grădescu, mă întâlnesc cu oamenii. Doamna Vera de acolo de 30 de ani așteaptă să vină troleul. Eu mă întâlnesc, strâng o petiție de 400-500 de semnături. Merg de acolo. Dom'le, la câteva zile vine autoritatea și spune gata, sunt troleie. Marea problemă este că ei le promit doar în campanie electorală. Asta e marea problemă, pentru că dacă ei le-ar promite și le-ar aduce aceste troleibuse și oamenii ar fi mulțumiți, dar nu mai trebuie primărie, frate. Andrei, da. Tu vezi pierderea. Pierderea aici e similară cu pierderea protestelor. Voi îi lăsați să vă călărească, fie în cazul dat, vine autoritatea zici, aici vreți să schimbi ceva, dă noi să schimbăm, să ne tragem noi pogoanele. S-au întâmplat protestele, Dodon până amu să laudă cu acele proteste anti-oligarhice, cu toate că nu au făcut nicio tulă. Andrei, dar oamenii noștri nu mai sunt chiar așa de proști cum îi crede Plăcătiu sau Dodon, frate. Oamenii chiar nu înțeleg, chiar crezi că Dodon i-a convins pe cineva că el a făcut 500 de proteste într-un an de zile. Oamenii nu-s, Andrei, oamenii nu-s. Eu cred în puterea inteligenței a oamenilor, dar, în primul rând, hai să nu uităm că este absolut legal și gratuit să te muți de pe adnaclasnic pe Facebook, este absolut legal și gratuit să urmărești televiziunile holdingului. Vâdra asta cu mai multe capete, e greu de oprit și nu trebuie... Politicienii care se numesc anti-oligarhici nu trebuie pentru nicio clipă să se oprească în această luptă. Fie pe aspectul civic, de societate civilă, fie pe aspectul politic. Așa că eu aș vrea, Andrei, să-ți mai mulțumesc încă o dată și cu speranța că o să avem un protest și dedicat arenei naționale a lui Gaburici și Babuc și cum îi cheamă, cu speranța că... Stai, Andrei, dar cine să-l facă? Platforma civică pentru demnitate și adevăr. Da, da. Ei, iată, Andrei, că ai ajuns la ceea ce spuneam eu. Apunu partidul, platforma. Andrei, vreau să-ți spun o chestie, dar să nu te superi, te rog. Te rog. Știi cumva, de acolo, de la Toronto. Toronto? La Montreal. La Montreal. Uite, știi tu cumva că în momentul de față, bandiții de pe cele două maluri ale Nistrului, da? Vorbim aici despre bandiții din Ucraina și bandiții noștri. Uh-huh. Să înțeleg asupra împărțitului Nistrului. Iar asta, potrivit apărătorii mediului, ecologiștilor, înseamnă, de fapt, distrugerea Nistrului și punerea în pericol a zecilor, a sutelor de mii de oameni. Știi de asta? Da, ok. Da, doar că guvernul Ucrainei... Guvernul Ucrainei ne asigură că și tot gine, și apa și udă și scurgă. Guvernul Ucrainei, numai că guvernul lui Plahotniuc, Filip, e drept în câlă, cum se zice la terenești acolo, ce o să întâmple cu ministrul nostru, ce o să întâmple cu fauna, ce o să întâmple cu localitățile din limitrofie și chiar Chișinăului, care va rămâne fără alimentare, cu apă. Iată, întrebarea mea este, societate civilă, nu partide politice. Eu am protestat, eu am fost primul. Nu a existat un partid înaintea mea care să protesteze împotriva acestei nedreptăți. Eu am ajuns până la Bruxelles cu problema mediului. Dar am ajuns de pe partid politic. Dar unde societatea civilă? Știi câți au ieșit la protestul de mediu? Erau acolo, dacă erau 100 de oameni, dar nu erau. Și știi că erau, jumătate dintre ei erau de la platforma Demnitate și Adevăr. Andrei, subiectul mediului întotdeauna cu greu a să adune susținători, decât dacă cuțitul a să ajungă direct la os. Noi, dacă să vorbim despre încălzire globală, zicem, uneori vreau să-mi fie cald, uneori vreau să-mi fie răcoare. Asta nu tare îi atinge pe oameni. Adevărul e că, uite, tu acum poți folosești această platformă de comunicare, pagina ta de Facebook poți să o folosești, de fiecare dată, în a enunța, salut, noroc, asta e sfat gratuit care ți-l dau. Noroc, sunt Andrei Năstase, reprezint platforma Demnitate și Adevăr. Vreau să adun 5 specialiști cu care să ne consultăm apropo de redresarea situației de pe Nistru.
Și poate să-l iei și pe omul acela care a fost scos, dacă nu, am uitat numele lui, e un specialist. Da, care a fost scos de Filip pentru că a fost incomod putere și așa mai departe. Nu trebuie de oprit și trebuie de continuat de raportat. Și nici oamenii să audă sau zăși și nu contează. Andrei, nu știu, tu nu faci știri acum, dar poate că ne privește ProTV-ul și ne privește TV8-ul. Aha, poate ne privește jurnal TV. Și imediat ce noi o să închidem emisiunea, o să-ți spună, o să ne fac un titlu. Năstase anunță în direct la Lumina ce va face sâmbătă. Știi ce vreți să facem sâmbătă? Ce face Năstase sâmbătă? O conferință de presă dedicată ministrului. Și știi ce discuții am avut? Da, frate, iată, dacă nu mă crezi, îl suni acum imediat. Nu știu dacă Alexandru Sus ar vorbi, să uită la emisiunea noastră, dar sâmbătă, și am avut discuția asta când ne aflam la Ciorescu, la întâlnirea cu oamenii din suburbii, am avut discuția, dom'le, dar cum va fi tratată? Cum va fi? Uite, îți spun amănunte din casă, dacă vrei, dacă nu te superi, da? Și dacă mai avem ceva timp. Dom'le, dar să nu fie tratată cumva, că uite... Nu este de competența primarului, spunea Alexandru Susare, de să nu cumva să fie tratat că, uite, nu este de competența primarului, dar noi iarăși reluăm tema asta. Și îmi spun Alexandru, pe noi ne-au sesizat ecologiștii, nu-i așa? Noi am făcut odată demersurile astea, le-am făcut acum vreo două luni în urmă, atunci când era pe punctul de a fi semnat acordul ăsta. Acum, noi am fost sesizați de ecologiști că... Bandiții nu se opresc, bandiții nu se dezmint și vor merge mai departe. Și eu am spus, stai puțin, dar eu urmează să fiu primarul acestei capitale. Ce fac eu? Reacționez sau aștept să se producă calamitatea și eu pe urmă să ies așa un fel de, cum se cheamă, proactiv sau nu știu cum se spune, da? Să reacționez. Erou, da. Eu vreau astăzi să sesizez problema, eu astăzi mă consult cu specialiștii în mediu, cu specialiștii în ceea ce privește apele. Și vreau să ies sâmbătă și te asigur, îți spun acum, în premieră, poate n-aș fi spus-o dacă nu mă trezeai cumva în această discuție, sâmbătă vom ieși la Vadul lui Vodă și le ține. S-ar putea ca până sâmbătă să o vedem acolo pe Silvica Radu, sau pe Vania Cioban, sau pe Von Munteanu, sau pe altcineva. Dar eu te asigur că pentru sâmbătă avem programat acest lucru. Vreau să mergem acolo, să discutăm cu oamenii, să vedem, să-i sensibilizăm, deși la Vadul lui Vodă eu am fost acum 4 zile în urmă, sau poate 5-6 zile, în suburbie. Dar mergem pentru că astăzi, ieri și astăzi, am fost sesizați. Numai o secundă, Andrei, dacă vrei, hai că vrei să-ți arăt comunicarea mea pe... Mă tem că nu o să se vadă, dar eu dau crezare, am înțeles. Eu aștept ziua de sâmbătă să aflu mai multe detalii. Andrei, noi am avut așa suntem noi, Andrei, indiferent ce etichetă ni se pune, indiferent ce statut purtăm, indiferent ce demnitate publică avem sau nu avem, noi ne batem, la oricât de patetic o să-ți pară, dar chiar ne bate pentru această țară, chiar ne bate pentru oamenii ei, chiar vrem să trăim ca niște oameni acasă, chiar vreau ca într-o bună zi și tu, și Nata, și copiii voștri, și copiii mei, și copiii la cei care se află acum străinătate, să vină domnule acasă, să trăiască aici, să aibă și apă, să aibă de toate. Asta îmi doresc eu. În rest, chiar crez, uite, în ceea ce mă cunoști, chiar crezi că eu nu găseam un rost în viață în 2015 în străinătate? N-am cum să știu, Andrei. N-am cum să cunosc asta. Andrei, pe final, apropo de străinătate, tu ai prieteni la Montreal? Dacă am un prieten la Montreal? Da. Cunoștințe, prieteni la Montreal? Uite, nu știu exact, eu știu că am un prieten, eu îl consider un prieten foarte bun, nu știu dacă este în Montreal sau nu, știu că este în Canada și mai știu că este un șef de secție la o clinică sau la un spital. Eu am să mă interesez exact, dacă mă trebuie. Am înțeles. Eu de ce întreb? Pentru că eu pe 27 mai am spectacol la Montreal. Și dacă te interesează și afli de dânsul, recomandă-i să vină să mă vadă. Intri pe pagina Lumina și pe 27 mai... Pe data de 27 mai? Da, e că eu chiar pun link-ul, toți spectatorii mă așteaptă numai ca să-și cumpere bilete, să vină la Montreal. Veniți și mă vedeți. Acum am să fac un apel către toată lumea, oameni buni, susțineți presa liberă, susțineți oamenii de calitate, susțineți partidele politice emergente, curate, oameni integri, profesioniști, asta trebuie susținut. Nu susțineți populiștii, nu susțineți cupin, nu știu ce acolo, susțineți oamenii de calitate.
Susțineți să-și pe Andrei Bolocan, poate a dat Dumnezeu și a face și el vreun apel. Băi băieți, care sunteți pe la Chișinău pe acolo, mergeți și faceți o donație pentru fondul electoral. Eu sunt absolut de acord. Mie îmi pare că atât de tare a fost blamată ideea asta cu donațiile pentru partide și atât de tare ea este prostituată de holdingul lui Plaha, încât voi trebuie să vă faceți nu dublu, dar triplu efort să spuneți că partidele din ce funcționează. Să afișați pagina de pe cec, să arătați câți bani au primit anul ăsta PAS, platforma câți bani au primit, ca lumea să înțeleagă din ce funcționează un partid și cum unul e transparent și altul nu. Dar din păcate e destul de subțirel și voi vă lăsați foarte tare loviți. Dar eu n-am să încep să eu am o apărare, eu tare mulți sfaturi gratuite am dat, Andrei. Dăm voi doar pe final, eu am promis că o să citesc anumite întrebări de la spectatorii noștri. Aici sunt și comentarii, sunt și întrebări. Dar mă tem că va trebui să deschid o pagină nouă ca să înțeleg mai bine. Poate sunt și ceva întrebări. Tu vezi lumina? Ai lumina acum în fața ta? În sens că pagina. Andrei. Încă o dată, uite, eu mai am un telefon aici. Și ce ar trebui să fac eu ca să fiu sigur că... Las că fac eu. Stai. La mine doar durează un pic. Aha. Bun. Hai să începem comentariile mai lungi. Larisa Mihu. Mereu am votat pe domnul Chirtoacă pentru inteligență și corectitudinea domnului. Îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat. Domnul Năstase e o persoană din popor, dornic să lupte pentru popor. Sper să înțeleagă cât mai multă lume acest lucru. Avem mare nevoie de unire, deoarece răul nu doarme, are grijă ca poporul să piardă bătălia. În afară de domnul Năstase, nu văd pe nimeni la cărma primăriei. Ca să combat bandiții trebuie arme serioase, dar cu vorba și măguleala nu se face nimic. Angelina Mistreț, cine dacă nu Năstase? 4 semne de întrebare. Andrei, mă tin că ai mulți susținători pe aici. Eu vreau să aud și niște întrebări, dragi prieteni. Stai doar o clipă. Cum să fac să văd toate comentariile? E problematic că mă uit și la o fereastră și la alta. Andrei, dă-mi un minut. Andrei, o mână spală pe altă, asta nu înțeleg. Întrebări mai lungi, prieteni. Noi trăim deja aici cu greutățile astea. Năstase așteaptă vremuri ca să-și aducă copiii la locuri calde, spune Artur Cenușă. Trebuie să ne unim oameni buni ca să votăm Andrei Năstase pe 20 mai. Succes, eu cred că vom reuși. Noi vom schimba viitorul orașului, votăm Andrei Năstase pe 20 mai. Am înțeles. Ce ai făcut Andrei Năstase pentru a merita fotoliul de primar? Bun, noi de fapt despre asta am și discutat. Da. Andrei. Pe cel care mă întreabă mine ce am făcut pentru a merita postul de primar, eu pentru la asemenea întrebări eu nu am răspunsul, dar eu aș vrea să știu ce ar fi trebuit cu pac un om ca să merite postul de primar. Eu știu ce am făcut atunci când ei furau și furau toți, dar absolut toți. Eu am apărat 200 de milioane într-un caz în care nu eram angajat, într-un caz pe care... cum să zic eu, eu m-am lansat în acel caz ca și un activist civic și nu ca și un avocat plătit cu onorariu și așa mai departe. Tot eu am fost cel care am animat împreună cu colegii mei din Platforma de Demnitate și Adevăr sau am organizat acele proteste care iată au dus la stoparea furtului a 7 miliarde. Dar nu pentru asta eu vreau să ajung la primărie, nu pentru meritele de cândva. Eu vreau să ajung la primărie pentru că am capacitatea de a face o echipă, pentru că am capacitatea de a lansa niște programe benefice pentru oameni, pentru că am capacitatea de a atrage niște fonduri din străinătate sau din ceea ce înseamnă investitori locali sau străini și așa mai departe. Sărim la o întrebare. Am înțeles. Noi, de fapt, am discutat o oră și ceva cam despre de ce Andrei Năstase ar trebui să fie la primărie. Marcela Albin. Spune că Munteanu e egal cu Chirtoacă, nici într-un caz pe Leo, stai puțin. Diana Antonciuc este o întrebare. Care e primul lucru pe care îl veți schimba pentru oraș? Întreabă Diana. Primul lucru, Andrei, pe scurt, 10 secunde. Andrei, ceea ce trebuie de schimbat pentru oraș, atât ca să fie foarte clar, în momentul de față orașul lucrează sau activează fără un plan de acțiune. Primul lucru care o să-l fac, o să lansez discuții publice cu privire la planul urbanistic general. Nu poate un... Gata, stop, am înțeles. Aici, ne oprim. Planul urbanistic general. E gata, e destul de sofisticat, am înțeles. Asta doare... Nu, Andrei, te rog frumos. Pentru că știi cum se întâmplă la noi? Dom'le, primul lucru ce să-l faci. În primul rând nu se face numai câte un lucru. Se fac mai multe odată, frate. Eu știu. Dar tu dacă nu vei lucra pe un plan urbanistic general care este învechit, care are 11 ani și nimeni nu a lucrat la el de parcursul a 11 de ani, iar numărul de mașini în oraș s-a mărit numai în ultimii 3 ani de zile cu 100 de mii, atunci sigur că nu o să faci nimic.
Dar ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii, că proiectele bune vor continua, iar cele care n-au fost demarate vor demara cât se poate de curând. Atât vreau să le spun pentru oameni. Andrei, Gregor Guzun spune, ce fel de primar integru atâta timp cât casa dumneavoastră are documente pe mamă? Super întrebare! Super întrebare! Spuneți-mi, vă rog, dar eu am vreo datorie față de cineva, am lucrat în spațiu, am lucrat cu banul public, eu mi-am făcut casă din banii publici. Fraților, eu am trăit 12 ani într-un cămin, iar în momentul în care am intrat în război și cu regimul lui Voronin și cu regimul lui Plahotniuc, sigur că mi-am asigurat, mi-am protejat. Într-un cadru legal, într-un cadru permisiv, mi-am apărat proprietățile, mi-am apărat tot ce am eu. Pentru mai scump, mai sfânt decât mai sfânt. În momentul de față nimic nu am mai scump decât casa familiei mele. Și mi-o protejez așa cum conduc. Întrebați-i pe funcționari, fraților, cei care și-au făcut case pe bani publici, pe bani, pe salarii obținute în domeniul public. Andrei. Iar eu n-am ascuns niciodată motivele pentru care o am și acum. Mai ales casa părintească, spre exemplu, până mai ieri era scrisă pe mama, care e problema? Acum este pe mine. Am înțeles. Vreți să spuneți că faptul că n-ați lucrat, n-ați avut o funcție publică în ultimii ani și banii sunt câștigați onest și ați scris-o pe mama, nu lovește în integritatea dumneavoastră? Dar categoric nu, mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Dar ce-ar fi vrut acel cetățean care mă întreabă pe mine de ce mi-am scris-o pe mama, ce-ar fi vrut el? Ca după ce îl atacă în judecată pe Plahotniuc, așa cum s-a întâmplat cu alți oameni, știți câți oameni au rămas și fără casă și fără masă din cauza acestui cretin? După ce eu l-am atacat în mod public în 2010, în 2011, după ce m-am luat la harță cu mafia rusească... Am înțeles, Andrei. Andrei, o întrebare... Din cauza că vrea cineva să nu mă protejeze. O întrebare, și de data asta chiar e de final, o întrebare care ține de optimism. Eu și obțin mi-o adresez de două ori pe zi și obțin. Costea Rotaru ne spune, bună, aș vrea chiar să aud o părere. Mai este vreo șansă pentru Republica Moldova să avem o viață mai bună? Asta e întrebare de da sau nu, Andrei? Categoric, da. Și o vom face împreună. Uniți pentru Chișinău, reușim împreună. Andrei, să mulțumești emisiunii Lumina după asta, să trebuiască să faci niște share-uri. Ți-am permis, uite cât timp să faci campanie electorală. Andrei, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru timpul tău. Mult noroc, multă sănătate. Sper să mai ținem legătura, poate să ne mai vorbim și la parlamentare, să vedem cum se decurgă lucrurile aici la primărie. Nu te-am întrebat ce ai de gând să faci dacă nu treci în turul 2, dar judecând după opțiunile politice, ai mai multe... Spune. Îți răspund ce fac. Viața merge înainte, deși eu sunt singur că oamenii... Eu am încredere în discernământul oamenilor, mai ales a chișinăuienilor care sunt foarte, foarte informați și înțeleg foarte bine că și Silvia Radu și... Cioban și altă duzină de candidați servesc aceluiași interes. Iar noi avem împreună cu oamenii avem interesul nostru. Să trăim într-un oraș curat, îngrijit, să avem o viață mai bună, să ne creștem copiii acasă și nu trebuie să ținem prin străinătăți. Asta îmi doresc și eu și vă doresc și vouă, prieteni. Andrei, mulțumesc tare mult pentru timpul tău. La revedere, numai bine, apasă butonul ăla de la microfon, cum ne-am înțeles, că eu după asta revin la tine, da? Hai. Așa, am apăsat. Dar nu înainte să-mi salut toți cei care m-au privit, mi-au trimis mesaje, îi aștept și pe pagina mea de Facebook. Aveți grijă să nu intrați pe paginile false, pentru că sunt foarte, foarte multe. Găsiți-o pe cea oficială și continuăm comunicarea acolo. Vă mulțumesc și ție încă o dată, Andrei, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Mersi, Andrei, o seară liniștită. Noroc. Dragi prieteni, noroc încă o dată, bună seară celor care în continuare ne urmăresc. Vă mulțumesc pentru timpul vostru, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Mersi că ați pus like la invitația mea la spectacolul de la Montreal. Dacă aveți voi, prieteni, pe aici, prin Canada, prin America de Nord, vă rog frumos să-i chemați. Biletele AMU online sunt ieftine, la intrare sunt mult mai scumpi, la intrare trebuie să cu Maior să plătești, cu iPhone 11. Mi-a scris cineva că ar mai vrea să vadă asemenea live-uri, asemenea interviuri. Pe săptămâna viitoare am...
Nu e un calendar fixat, dar am programat discuția cu Ion Ceban și Valeriu Munteanu. Sper să mai obțin răspunsuri de la ceilalți candidați la primărie. Poate să vorbesc și cu doamna Silvia Radu, dar nu cred, nu cred. Ei, dar speranța, cum s-ar zice, moare ultima. Mulțumesc încă o dată pentru că susțineți emisiunea Lumina. Uite, astăzi, în ultimele câteva zile, au devenit patroni emisiunii Lumina Gheorghe Strungaru, Doina Ursu, Roman Oboroceanu, Olga Ganta sau Ganța, Tudor Bocan, Vasile Gândea, Cristina Pitel, The Bullpen, Gheorghe Stegărescu, Rodica Fischer, Dumitru Popescu, Vasile Tutuc și mulți alții care deja au întrecut cifra de 400. Sunt peste 400 de oameni care susțin financiar emisiunea Lumina în fiecare lună. Mă închin în fața voastră. Fără voi eu nu exist pe interneturi așa cum mă vedeți amu. Vă mulțumesc, numai bine. Dacă auziți cum curge apa, asta e Sonia care a venit la școală și spală părul. Sonia, ți-am zis că eu fac live. Dar părul trebuie spălat, n-ai cum să oprești acest proces de importanță civică majoră. V-am pupat, v-am cuprins, numai bine. Hai să opresc și asta, stop streaming, da? Aici. Cine s-a conectat nu de mult, ați văd asta în întregime pe YouTube, să-l arunc în întregime acolo. Ați chemat neamurile sâmbătă, duminică, să vă uitați. Bye bye, pupcei! 27 mai, veniți la Montreal! Sunt sulius!